Vă puteți închipui cum este să ai o meserie în care, la un moment dat, toate planurile, toate proiectele de viitor, totul să se dea peste cap? E, asta înseamnă să fii agricultor în România. Și nu o spunem noi, o spune un pomicultor de la Brăila. Ne aflăm alături de domnul Vali Barbu, pe plantația Pomicolo, da? Vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Sunteți pomicultor de câtă vreme? De pomicultură ne-am apucat cam din anul 2005. Aici, în 2005, s-a făcut un experiment cu 5 hectare de plantație superintensivă. Un experiment făcut cu fonduri olandeze pe 5 hectare, un hectar cireș, un hectar măr, un hectar prun, un hectar păr. După câțiva ani am văzut rezultatele și am optat pentru acest tip de plantație. Restul de plantație era îmbătrânită. Am defrișat și s-a plantat. La ora actuală sunt aproape 85 de hectare de plantație superintensivă, cais, cireș, prun, puțin piersic și ceva vie, struguri de masă și vreo 12 hectare de măr. Cealaltă parte este plantație bătrână și teren în pregătire. Cum este să fii pomicultor în România? Dacă ai plăcere și simți că te trage ceva către pomicultură, dacă nu, ca business, nu o face. Ținând cont de condițiile actuale, de schimbările climaterice la care am fost expuși anul ăsta, de încălzirea globală care ne-a dat peste cap toate previziunile, anul acesta, spre exemplu, este un an foarte dificil, foarte dificil. Cum v-a afectat? În primul rând, ne afectează faptul că nu putem să ne asigurăm. Deci discuțiile astea bănuiesc că știți că au avut loc și în cadrul organizat la nivel de minister, societățile de asigurări nu ne asigură, noi am avut un îngheț, lăsând la o parte pe cel din frigurile din ianuarie când am avut plus 20 și în două zile am avut minus 20 de grade noaptea, diferență de 40 de grade, pe 20 martie am avut minus 6 grade ca isul în floare, nicio societate de asigurare nu te asigura la acel moment. Probabil că riscurile sunt foarte mari, deci ei nu asigură în România la fel ca în alte țări europene. Ori pentru noi asta este principalul impediment, faptul că nu te poți asigura într-un an din acesta cu probleme climaterice și mai ales la încălzirea asta globală, când poți să ai primăveri foarte timpurii, adică să înceapă pomul în vegetație încă din februarie și risc să ai niște înghețuri extrem de puternice în martie, când pomul e în floare sau fructul este mic, cum a fost anul acesta, atunci, fără asigurare, ai sortit pierii, pentru că la o livadă din asta super intensivă cheltuiele sunt foarte mari. Adică este un job ok, dar noi ne zbatem și asta solicităm în primul rând ca și în România societățile de asigurare să-și desfășoare activitatea la fel ca în țările europene, ca în comunitatea europeană. Ăsta este principalul nostru obstacol în desfășurarea activității în condiții optime, fără a sta în presiune, fără a ne asuma atâtea riscuri pe care nicio bancă, și la bănci, agricultura este cu grad de risc ridicat. Normal, dacă nu poți să te asiguri. Noi vrem să ne asigurăm. Full casco. Cât costă? Nu există. Nu se poate. Nicăieri în Europa nu există așa ceva, situația asta ca în România. La discuțiile de la minister o să analizăm. Deocamdată, până la ora actuală, de la data de 20 martie până la ora actuală, nu avem niciun răspuns. Da. Estimați o producție pentru anul acesta? Înțeleg că anul trecut a fost unul excepțional. Anul acesta ce producție aveți? Anul trecut a fost un an de excepție. Au fost și anul trecut probleme, dar făcând tratamentele adecvate, folosind biostimulatori de ultimă generație cu remanență, adică tratamente ușoare pentru plantă, produse mare majoritate ecologice și bio, adică produse de top, am avut o producție foarte bună. Anul acesta, pentru că ne-a afectat înghețul acela din 20 martie, eu rămân cu acele minus 6 grade, cred că nu o să le uit toată viața. Deci dacă ați văzut, ați vrea să vedeți iadul de pe pământ, atunci trebuia să vedeți aici că nu puteai să vezi, am făcut focuri și fumuri, că nu se putea merge, nu puteai să mergi, mergeai cu mâna înainte ca să nu te lovești de altă persoană. Sunt oameni aici, avem poze, a fost un coșmar. Minus 6 grade când fructul deja era format la cais, iar cireșul era deja să desfacă. Mă dau seama că au fost pierderi extraordinar de mari. Iar la 3 zile am avut minus 3 grade iarăși. Da. Și în intervalul ăsta am avut plus 18 grade. Vă dați seama ce condiții. După toate astea, am avut la înflorit, după ce că au
rămas puține flori, am avut iarăși probleme cu ploi și cu... L-am florit la cireș, polonizare defectuoasă. Am avut bondari, am adus bondari care de bine de rău au zburat, dar la o temperatură de 4-7 grade și bondarul zboară destul de... Plus umiditatea excesivă, deci polenul era umed, nici albina, nici bondarul nu putea să facă o polenizare ok. Deci un an extrem de dificil. Și scăpând, producții estimate? Păi da, aici este, că scăpând de toate astea ne-a rămas o producție mică, foarte mică. Dar am zis, asta este, este ok, o să avem ce să luăm, ține și pomul temperat. Problema este că la producția asta mică au apărut ploile din ultima perioadă, care bănuiesc că le cunoaște și dumneavoastră, toată lumea știe ce s-a întâmplat nu numai aici, în toată țara. Fiind o producție foarte mică, cu 10 fructe în loc de 100 de fructe, când apa, unde să se ducă? S-a dus în alea 10 fructe în loc de 100. Alea au suportat cât au suportat și au pleznit. Indiferent câte tratamente. Într-adevăr, este față de alții, avem o situație mai bună, să spunem, pentru că ați văzut și dumneavoastră, cam jumate-jumate. Jumate din fructe sunt ok, dar producția mică. Și jumate au crăpat. Asta pentru că am făcut tratamente pentru cu aminoacizi, toate cu extracte de alge, totul vegetal, deci toate tratamentele au fost făcute, numai tratamente ușoare pe bază de extracte de alge, chiar și tratamentele fitosanitare, am folosit și insecticide ușoare, numai ca să nu stresăm pomul, pentru că pomul și așa a fost stresat de diferențele acestea mari de temperatură dintre zi și noapte, de umiditatea excesivă. Și vedeți că și acum, la ora actuală, ce umiditate este în atmosferă. Da, este soare, dar resimțim ceea ce simte omul, simte și pomul. Da. Și această producție înțeleg că pleacă spre extern, în mare parte. Da, deci noi am mers pe nișa de piață export, Olanda mai mult, datorită cheltuielilor, forțați de conjunctură. Deci noi avem niște cheltuieli foarte mari dacă nu obținem un preț, folosim produse de top obligat, ai și un preț de cost ridicat. Acum pe piața internă te lovești de țăranul care n-a făcut niciun tratament cu cireașa, care e plină de viermi și supermarketul zice pe piață este 6 lei, dă-mi și mie cu 6 lei. Pe piață e 10 lei, dă-mi și mie cu 10 lei. Păi da, dar ăla n-a făcut niciun tratament, ăla nu plătește CSE-uri, ăla nu plătește impozite, noi plătim impozite, plătim... Adică mergem cu niște cheltuieli mult mai mari decât țăranul care are un pom în curte. Supermarketul îți impune prețul. Noi nu prea putem să o livrăm, într-adevăr, și pe rețeaua de supermarketuri, dar o cantitate foarte mică, 20%, 30%, restul ne ducem pe export, unde reușim să luăm un preț aproape identic cu cei de acolo, chiar dacă avem cheltuieli de transport. Anul acesta este mai dificil. De ce? Având cantități mici, cheltuielile noastre, atunci trebuie să suportăm la transporturi și ni se diminuează prețul încasat.